Tudorel Toader le răspunde contestatarilor, trei precizări esențiale ale ministrului Justiției. Confruntat cu unele critici vehemente după ce a anuncat ce fost sublinierea de cinuci care au fost cinuci în condiții necorespunzătoare ar putea fi despublici financiar, ministrul Justiției vine cu precizări esențiale pe acest temă. Tudorel Toader vorbe sublinierea despre ancheta de la Curtea de Apel Ploiești sublinierea despre care spune ce este leudabil, de sublinierea nu a fost solicitat de el. Simple precizări. Ministerul Justiției nu a solicitat nicio anchetă administrativă la Curtea de Apel Ploiești, referitoare la faptul că au fost necesare două săptămâni pentru ca originalele documentelor de extradare să ajungă la București. Dacă o astfel de anchetă se desfășoară, poate fi la inițiativa laudabilă a conducerii instanței. Niciun oficial nu a avansat vreo sumă de bani pentru posibile despăgubiri ale fostilor detinuți, în sensul hotărârii pilot CEDO, referitoare la condițiile necorespunzătoare din penitenciare. Au fost însă oferite exemple similare din alte state, Ungaria, Italia. Victimele infracțiunilor se constituie parte civilă în procesul penal, urmând a fi despăgubite de către inculpatii, cei care au produs prejudiciul. Statul confiscă ceea ce s-a dobândit prin comiterea infracțiunilor, scrie Tudorel Toader pe Facebook.